Toma și Yesla. o poveste de Brigitte Veniger și Eve Sarlet. Toma era mare, Toma era puternic, doar că nu s-ar fi putut spune că Toma era cel mai bine crescut copil din clasă. Când toți copiii strigau, vocea lui Toma s auza cel mai tare, iar când se băteau câțiva, Toma era cu siguranță implicat. Unii copii din clasă chiar se temeau de el, în prima zi de advent, învățătoarea le-a făcut o surpriză. Le-a adus o iesle. Arăta exact ca iesla în care fusese așezat pe vremuri micul Isus. Doamna Barbu a așezat lângă iesle un săculeț cu fund frumos mirositor și le-a spus copiilor. Acesta este noul nostru calendar de advent. În loc să primiți bomboane, îmi veți spune care dintre copiii au ajutat pe ceilalți sau le-au făcut o bucurie atunci copiii aceia vor putea pune o mână de fân în iesle. Cu cât vă veți purta mai frumos unii cu ceilalți, cu atât patul micului Isus va fi mai moale în ajunul Crăciunului. Acest lucru l-a enervat foarte tare pe Toma. Pa, ce idee prostească! Nimeni nu o să mă aleagă pe mine! Ar fi preferat o bucată de ciocolată de advent. Întotdeauna primea una, indiferent cum se purta. Iar Toma avea dreptate. În fiecare zi, înainte de a pleca acasă, copiii veneau lângă Iesle și îl alegeau pe cel care să pună funul în Iesle. Nora împărțise în pauză sandvișul ei cu o colegă, iar Elena făcuse un desen pentru Suzi Suzana, care lipsise de la școală fiindcă pusese bolnavă. Petru făcuse curat la locul de joacă, iar Victor udase florile. Și așa mai departe. Curând, fiecare copil din clasă pusese fun în Iesle. Fiecare copil, cu excepția lui, Toma. Dar într-o zi, Lily s-a ridicat și a spus. Eu cred că astăzi Tom ar trebui să pună fun în iesle. I-am răsturnat din greșeală penarul care a căzut pe jos, iar el nu s-a supărat. Cred că a fost frumos din partea lui. Toma s-a uitat înspre Lily uluit, pentru că, da, era adevărat. Ea lovise cu cotul pe narul lui, și toate creioanele căzuseră pe jos. De fapt, se enervase, dar a văzut imediat cât de teamă era lui Lili, care regreta cele întâmplate. Tomas a înroșit caracul când a vărut mâna în sac și a scos o mână de fân. Era uscat și avea o minunată aromă de vară. A presărat cu grijă fânul în iesle. Acum, patul pruncului sus urma să fie și mai mare. Două zile mai târziu, Lily s-a ridicat din nou și a spus. Toma ar trebui să pună fununiesle, eu și Nora trebuia să strângem toate hârtiile, iar el a cărat cutia cea grea pe scări în locul nostru." Așa e," a confirmat Nora. A fost foarte frumos din partea lui." Toma s-a simțit rușinat. Nu era obișnuit ca oamenii să spună lucruri frumoase despre el, dar s-a bucurat atunci când a avut voie să mai pună încă o mână de fununiesle. Nu a fost ultima. Deodată, Toma și-a dat seama că era mai bine să fi lăudat de colegi și să ți se zâmbească decât să fii criticat, iar ceilalți să te evite. De câte ori se enerva, doar gândul la furnul moale din iesle făcea ca furia lui să dispară imediat. În dimineața dinainte de vacanța de Crăciun, când copiii au vrut să intre în clasă, au găsit-o cufundată în beznă s-au furișat înăuntru, unul câte unul neștiind ce să creadă. În mijlocul clasei era Iesla, înconjurată de un cerc de luminițe. Iesla era plină de fân, iar deasupra fânului era o pânză albă, delicată, atât de fină și de moale, încât părea căzută din cer. Anul acesta, sărbătoarea adventului a fost minunată, a spus îmbind doamna Barbu. Dacă pruncul Iisus ar sta în Iesla noastră, ar avea un culcuș foarte moale și foarte călduros. Vă mulțumesc, copii! După aceea, toți copiii au început să cânte colinde. Toma a cântat și el, din toată inima. Înainte să plece acasă, în vacanță, Toma a luat un pai de fân, ca amintire. Noapte bună, copii! Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!